în momentul de față, marile puteri discută despre cu totul altă ordine mondială. Rușii refuză complet ordinea mondială actuală, deși au participat la elaborarea ei, Carta Națiunilor Unite, Decalogul de la Helsinki, conferința de la Paris din 1990, dar practic ei nu mai recunosc lucrurile astea. Și nici chinezii. Chinezii spun, dom'le, ne-am săturat de dreptul internațional pe care l-ați, eurocentric pe care voi l-ați stabilit. Rușii spun următorul lucru. Bun, suveranitate națională, de acord, dar nu fără limite. Suveranitate națională plus securitatea vecinilor. Voi vă ocupați numai de suveranitatea națională, cu alte cuvinte să faceți tot ce vreți, unde vreți și cu ajutorul cui vreți, fără să mai țineți seama de interesele de securitate ale vecinilor. NATO, în momentul în care te primesc în NATO, cei din NATO au aceeași filozofie. Că de asta a trebuit noi să încheiem tratatul cu Ungaria, tratatul cu Ucraina. Și, însă, la ruși, sigur că pentru ruși, lucrurile astea nimeni nu le-a luat în seamă. Ei tot vorbeau. Și tot spuneau, domne, ar trebui totuși să avem o înțelegere. Au încercat în 97, atunci când americanii au fost împotriva intrării noastre și a Bulgariei în NATO, la Madrid, acolo atunci a existat, a funcționat un consiliu NATO-Rusia. Acel consiliu pornea de la această idee de a nu se adăuga, de a nu se instala arme mari, arme de atac la foarte aproape de frontiera lor. Or, în momentul de față, discuția este ca eventual Ucraina să aibă, să mute, paradoxal vorbind, scutul de la Deveselu să-l ducă în Ucraina, mai aproape de ruși. Rușii erau deranjați de Deveselu, de scut. Scutul ăsta, spun ei, nu este doar defensiv, poate fi transformat foarte ușor într-o armă ofensivă. Și atunci, o astfel de poveste ar duce în mod evident la o escaladare și mai puternică și la un risc foarte mare, inclusiv pentru noi. Sigur, pentru americani nu cred că vor fi probleme foarte mari. Și ei s-au bătut și în alte țări prin intermediari. Dar am văzut că și britanicii ar fi de acord să mai înarmăm puțin zona asta și să mai facem niște războaie locale. Și britanicii probabil să se uite cu atenție. Nu cred că e în ordine. Eu cred că pacea ne interesează pe noi mai mult decât îi interesează pe americani. Și mai mult decât îi interesează pe britanici. Și am văzut că Nicolae Ciucă vorbea despre faptul că ar putea într-un fel să se extindă conflictul la gurile Dunării. Pe ruși întotdeauna i-au interesat gurile Dunării. Războaiele lor au fost purtate în intenția de a controla gurile Dunării și pe urmă de a ajunge în Mediterană și așa mai departe. Sigur că au o problemă cu Turcia. Dar asta e deja o problemă pe care ei o negociază. Se vor vedea mâine, vor discuta probabil despre anumite subiecte, inclusiv despre pace. Nu mi-a plăcut felul în care Iohannis l-a atacat pe Dâncu, care și-a permis să spună un lucru de bun simț. Ucraina nu poate, la forța pe care o are în momentul de față, să negocieze cu un gigant care este Rusia. Și ar avea nevoie de un format mai mare care să includă și alte mari puteri. Statele Unite, poate China și așa mai departe. Plus un lucru de bun simț. Și în ceea ce privește cederi teritoriale, poți să nu accepti ideea asta. Poți să îi lași pe ucrainieni să ducă războiul până vor pierde nu doar 20% din teritoriu, ci 50% din teritoriu. E posibil lucrul ăsta. Dar și îi lași de capul lor, pentru că ei n-au cum să mai iasă singuri din acest tunel în care au intrat. Cum ar suna să iasă la televizor președintele Ucrainei să spună copiii, n-am judecat foarte bine povestea asta și riscurile și problemele și forța noastră și capacitatea de ajutor din Occident, că băieții ăștia când se apropie iarna
și încep să aibă probleme, încep să spună, bă, dar poate că și rușii au avut niște motive. Și lucrurile încep să se schimbe. De, poate să iasă Zelenski să spună așa ceva? Nu. Deci, ceea ce spunea Kissinger la un moment dat, că până la urmă Crimeea ar trebui recunoscută ca teritoriu pentru ruși, iar Iohannis spune, domne, nu ne amestecăm că nu vrem să supărăm Ucraina și pe americani. Bun, americanii sunt fericiți, vând armament, iar mai trimit acolo, deși văd că europenii... Vând gaz de chefiat. Exact. Și europenii încep să spună că nu prea mai sunt muniții, mai trebuie din nou să cumpărăm muniții, în loc să cumpărăm gaz, petrol și așa mai departe. Vor fi probleme foarte mari. Și asta din lipsa de viziune, din acest blocaj, din care... Deci nu mai putem nici măcar să discutăm despre aceste formule, despre aceste variante. Păi nu prea, nu vedeți. Iar Dâncu, deci spune președintele să citească revista presei ca să poată să vorbească despre acest conflict. Eu credeam că Dâncu citește rapoartele de la Serviciul de Informații al Armatei și că are totuși suficiente date pentru a spune ceea ce a spus. Și eu cred că avea dreptate de data asta. Deci nu poți să vii ca președinte, dai cu bățul peste degetele ministrului apărării în fața publicului ca să devii tu, să fii tu simpatic pentru americani. După ce a fost apostrofat, ați de urechi de urechi de Zelenski, Dâncu. Că s-a întâmplat și asta. Zelenski îi spune scurt, Coane, ia uite-te la tine în curte și vezi ce faci mai departe. Nu, restul, eu am atâta vreme cât eu te ajut cu... camioanele, te ajut cu transportul de nu știu te-am ce. Te-am ajutat din prima secundă cu refugiații. Cu refugiații, toate lucrurile astea. Nu-mi spune că nu pot să mă pronunț. Poate n-am dreptate. Spune-mi care sunt argumentele, dar nu-mi spune că n-am voie să mă pronunț. Deci eu cred că trebuie să ne pronunțăm și trebuie să ne gândim la toate variantele, pentru că în această formulă de escaladă în spirală, lucrurile riscă să ajungă la niște momente foarte, foarte tensionate. Încă nici rușii, în mod unilateral, fără un anumit sprijin în cadrul unei negocieri, și asta spun ei de fapt, noi vrem o reorganizare a ordinii mondiale. Pentru că, iar pentru noi este un lucru foarte periculos. Pentru că intrăm, poate, în chestiuni de detaliu legate... în mare măsură de ce au făcut ei în cele patru regiuni. Și aceste referendumuri pentru ceea ce au numit ei dreptul la autodeterminare. Și, dacă îmi permiți, este ceea ce, la un moment dat, spunea Putin în 2014 în legătură cu Ucraina și să vezi cum se leagă lucrurile, până la urmă, de ceea ce s-a întâmplat și mai târziu. Deci, în 2014, în cadrul Dumei, Putin a justificat separarea Crimeei de Ucraina în termen de autodeterminare. Și spunea el, a fost atunci o discuție și la ONU și așa mai departe, și spunea el, aș vrea să vă amintesc că ceea ce a făcut Ucraina atunci când s-a separat de Uniunea Sovietică a fost exact același lucru pe care l-a făcut și Crimeea. Ucraina a folosit acest drept la autodeterminare și, spune el mai departe, mai mult, autoritățile din Crimea s-au referit la cunoscutul precedent Kosovo. Un precedent pe care colegii occidentali l-au creat cu mâinile lor într-o situație similară, când au fost de acord cu separarea unilaterală a Kosovo din Serbia, exact cum Crimeea face lucrul ăsta acum, și a fost legitimată povestea asta și nu a cerut niciun fel de permisiune din partea autorităților centrale. Curtea Internațională de Justiție a fost de acord cu această abordare și a făcut următorul comentariu în opinia sa consultativă din 2010. Și citează el... Nu Putin, adică e discursul lui Putin. Putin, da? Referitor la decizia Curții de la Haga. Nicio interdicție generală nu poate să fie degajată din practica... Eliminată, da. Nu, degajată din practica Consiliului care de Securitate. Care să reiasă de acolo. Referitoare la declarațiile de independență. A fost atunci o șmecherie.
Opinia Curții Internaționale, opinia consultativă, a fost cerută în legătură cu declarația de independență, nu în legătură cu dreptul provinciei de autodeterminare, de a-și crea și declararea independenței. Stat. Și atunci, practic, Curtea a spus în 2014, în 2010, în legătură cu Kosovo, declarația de independență poate să o facă oricine. Deci un precedent? Deci un precedent. La care Putin făcea referire în 2014, când cu Crimea. Când cu anexarea Crimeei. Și cu mecanismul de, am mai vorbit despre asta, felul în care s-a creat din majoritatea albaneză poporul kosovar, și tot Putin poate să vină să spună acum, în legătură cu cele patru regiuni, asta face. Că e dreptul la autodeterminare. Exact, da, asta face. Da, dar nu e vorba despre declararea independenței, apropo de ceea ce spuneați mai devreme, ci de alipirea la Rusia. Nu, el și în cadrul Crimeei și acum, practic ei spun următorul lucru, că prima fază a fost independența. Și noua entitate statală a decis după aceea alipirea. Și că independența ar fi pe modelul Kosovo când s-a creat acel precedent. Deci asta este ceea ce, până la urmă, Putin încearcă să inducă ca element de drept de argumentație juridică. Dar după aceea spune foarte clar, domne, mai terminați cu dreptul internațional, la fel ca Hitler. Definitiv, Hitler a avut exact același model și pe aceeași idee, că el a cucerit până la urmă teritorii Polonia, Austria și așa mai departe, pe ideea de a unifica națiunea germană într-un anumit teritoriu. Rusia, Putin vrea să facă același lucru. El, de ce cucerește aceste teritorii? Nu pentru că ar avea nevoie de spații, că mai are teritorii. Dar pentru că aici există populație rusă și el vrea să-i introducă în acest spațiu